nou semn de circulație le dă bătăi de cap șoferilor. Semnul al negru i-a făcut pe șoferii nemți să se întrebe: noi ce facem acum când vedem ăsta? Fiindcă indicatorul rutier a fost plasat pe autostrada A9 din Germania, pe sectorul de drum München-Ingolstadt. Ei bine, acest semn nu este destinat șoferilor, ci mașinilor, mai exact celor autonome. El marchează zona de testare digitală pe autostradă pentru acest tip de mașini. BMW și Audi folosesc deja anumite zone din autostrăzile A9 și A93 pentru a testa noua lor tehnologie. Pilotul automat. Nu avem mașini zburătoare, dar avem mașini suficient de deștepte, dotate cu inteligență artificială. Iar noul indicator permite mașinilor autonome să cunoască locația lor exactă. Semnul rutier face parte dintr-un proiect pilot desfășurat de Ministerul Federal al Transporturilor și Infrastructurii din Germania. Noi nu suntem în Germania și nici nu avem autostrăzi ca ale lor, însă mașinile autonome au început să apară și pe la noi. Așa că putem să ne uităm preventiv și cu bănuială la semnul ăsta, că e posibil să-l vadă cândva și copiii noștri pe autostrăzile din România, care momentan nu există.